Bună ziua, stimați prieteni! Astăzi suntem la cea de-a 16-a ediție a analizelor economice, un proiect realizat împreună cu Privesc.eu și IDIS Viitorul. Celelalte ediții precedente le puteți urmări fie pe pagina oficială a Privesc.eu, fie pe pagina IDIS Viitorul sau pe pagina mea ionita.md. Dacă apăsați click pe dreapta la analize economice, acolo le vedeți toate celelalte 15 ediții. Astăzi aș vrea să discutăm un subiect care, în opinia mea, este cea mai mare provocare a noului guvern. Noul guvern care a venit acum câteva zile are în fața sa mai multe probleme. Să restaurească relațiile cu partenerii externi, să rezolve problema din justiție. Dacă nu rezolvăm aceasta, nu avem nici o șansă de dezvoltare. Foarte multe probleme. Dar moștenirea cea mai gravă pe care o are acest guvern și, din păcate, trebuie să presupunem și următorul guvern, este jaful miliardului. Ori provocarea numărul unu este foarte simplă. Republica Moldova a fost obligată, prin niște tertipuri juridice, și acum și vom ajunge și la acest lucru, să achite timp de 25 de ani, 25 de miliarde de lei. La ziua de astăzi deja m-a achitat destul de mult și întrebarea numărul unu este, ce va face actualul guvern? Va lăsa situația așa cum este ea, recunoscând sau acceptând, de fapt nu recunoscând, dar acceptând toate deciziile ilegale care au fost luate. Deci, cu certitudine, jaful miliardului este rezultatul mai multor acțiuni criminale, dar și a unor decizii ilegale luate de diferite ramuri ale puterii. Întrebarea este, actuala guvernare va accepta deciziile ilegale, dacă le acceptă, fără să vrea să face părtaș la jaful care a fost, sau nu le acceptă? Dacă nu le acceptă, care sunt instrumentele de intervenție sau cum poate interveni noua guvernare astfel încât să rezolve din problemele pe care le-am moștenit? Încă o dată repet, din multiplele probleme care le avem noi, una din problemele fundamentale care macină societatea este cum a avut loc furtul, care au fost ilegalitățile și care din aceste ilegalități pot fi reparate. Haideți să-l luăm pe rând. La rând. Primul ce aș vrea să vă uitați, în primul grafic vedem foarte clar dinamica încasărilor din banii de la cele trei bănci. Când veți vedea suma că la ziua de astăzi noi am început, sau Banca Națională, Ministerul Finanțelor, raportează trimestrial datele privind sumele de bani care au fost încasate la Banca de Economie, Banca Socială și Unibank. Eu nu le dau pe fiecare bancă separat, dumneavoastră le puteți găsi pe pagina oficială a Băncii Naționale, eu le dau cumulativ și veți vedea că în acest an, timp de 6 luni de zile, au fost acumulate doar 60 de milioane de lei sau câte 10 milioane de lei lunar, minimul din ultimii 6 ani de zile de când se acumulează bani, noi am început din 2016 și dacă observați foarte atent, este suma minimă. În total, până la ziua de astăzi, s-a acumulat 2,7 miliarde de lei sau cam 10% din toți banii pe care noi trebuie să-i achităm. Și aici vreau să fac o remarcă. Banii care s-au acumulat până la acest moment, nici un leu, unul leu nu a fost din banii furați. Deci toți banii care s-au acumulat, fie sunt de la creditele care oamenii de bună credință au luat credite și pur și simplu au venit și au întors înapoi creditele. Sau oamenii au luat credite și nu au putut întoarce atunci, prin procedură normală de judecată, s-a dat în judecată, s-a câștigat judecată, s-a recuperat banii. Fie s-au vândut anumite active și bunuri, și aici cred că, din păcate, trebuie să constatăm că trebuie, nu știe nimeni dacă s-au vândut la valoarea lor reală și dacă nu s-a mai făcut încă o afacere, în ghilimele, în cazul dat, și din banii furați nu s-a recuperat nimic. Procuratura ne anunță, și cel puțin este bine lucrul acesta, că în prezent sunt dosare care vizează 50 de miliarde de lei. Să nu vă sperie 50 de miliarde de lei, din simplu motiv că multe dosare, sumele se repetă. Deci avem dosare pe rol care vizează sume de 50 de miliarde de lei, însă, din păcate, din toate aceste dosare, cu finalitate, ce înseamnă aceasta? Decizie definitivă, ordin de recuperare, bani urmăriți, active sechestrate, bunuri vândute, bani în cont, nu avem nimic. Deci calea de la a avea piror dosare, noi în 2016 am realizat un raport din care am presupus că va fi o cale lungă, dar niciodată nu ne-am gândit că atât de lungă. Deci după ce ai cazurile urmăriri penale, trebuie să ajungi în judecată.
cel mai probabil nu toate cazurile vor fi câștigate, multe cazuri vor fi pierdute, dar chiar dacă vei câștiga cazurile, va trebui să identifici bunurile. Cea mai mare probabilitate că nu vor mai exista bunuri, dar chiar dacă vei identifica bunurile, va trebui să fie vândute. Și cel mai probabil vor fi vândute la un preț cu mult mai mic decât valoarea lui care se află ca garanție în bănci. De aceea, până ce vom vedea primul leu în bănci, încă este destul de mult. Dacă noi la capitolul recuperări stăm 0 bani din banii furați și 2,7 miliarde lei din bunurile vândute și cam aici ne oprim, dacă vă uitați atent, suma din 2019 că s-a cam plafonat. Deci noi tot ce am avut de vândut și de recuperat am recuperat, acum noi cam stăm pe loc. Atunci la capitolul plăți noi stăm de fapt destul de bine în ghilimele. Până la ziua de astăzi, noi deja am achitat 4,1 miliarde de lei. Asta este aproape o treime din bani care am dat, dar să nu uităm că noi din cei 13 miliarde de lei pe care am dat ca garanție și apoi au devenit datoria noastră, în timp de 25 de ani mai avem de achitat 12 miliarde de lei sub formă de dobândă. În total avem 25 de miliarde de lei. Ce ar de făcut nouul guvern? Dacă s-ar părea că întrebările au fost epuizate și tot lucrul acum este la procuratură, vreau să vă spun că lucrurile nu stau tocmai așa. Guvernul actual este obligat să răspundă la câteva întrebări fundamentale. Și aici le veți vedea întrebările fundamentale. Eu am formulat 5 întrebări și ca bonus să mai pun și pe a 6, dar asta așa. Dar 5 întrebări fundamentale la care trebuie de răspuns. Prima întrebare. De ce nu a fost utilizat fondul de garantare a depozitelor din sistemul bancar? Din ce cauză, având un fond de garantare a depozitelor care are obligația de a compensa oamenilor banii pe care ei au pierdut în caz că falimentează o bancă, nu a fost utilizat? De ce nu s-a recurs prin acest mecanism? Apropo, dacă răspundem la întrebarea aceasta, poate trebuie să dăm deja și o soluție. Nu este cazul ca să fie implicat în prezent fondul de garantare a depozitelor, ca toată această problemă cu datoria să fie trecută de pe umeri guvernului și de pe umeri cetățenilor, pe umeri fondul de garantare a depozitelor, care este fondul creat special pentru astfel de situații. 2. Cine sunt persoanele fizice care au 9.000 de conturi? Au avut 9.000 de conturi cu 4,5 miliarde de lei, cu peste 100.000 de lei la fiecare cont, care tot au beneficiat din garanții și din ce cauză a fost nevoie de acest lucru. 3. De ce băncile comerciale au primit garanții din partea statului? 4. De ce depozitele la termen ale agenților economici tot au fost sub garanție? 5. Cum a fost posibil ca să crească obligațiunile băncilor, aceste trei bănci fraudate, inclusiv în luna, care deja știa că vor cădea sub, erau sub monitorizare, să crească garanțiile față de alte bănci comerciale. Cum a fost posibil ca alte bănci comerciale, chiar în ultima lună, să depună bani în banca de economie sub formă de depozite? Nu a fost aceasta cumva o înțelegere despre care noi nu știm? Și șase, am spus, asta nu este atât de important ca și acesta, dar chiar acum mi-am amintit, la acea vreme eram președintele Comisiei Economiei, Buget și Finanță, care era membru acestui Comitet de Stabilitate Financiară. Vreau să reamintesc că la acea perioadă eram unic oficial care public am declarat că se întâmplă lucruri stranii, dubioase, care s-a amenajat în sistemul bancar și la ședința de reapomină, când s-a luat acea decizie de acordare acestor garanții, președintele comisiei, care la acea vreme era eu, nu a fost invitat. Întrebarea mea este una simplă de tot. Cine a luat decizia să nu invite un oficial la ședință și în baza cărei norme legale? Cred că dacă se răspunde la această întrebare micuță, devin mai clar în cine sunt complicii la această schemă criminală. Dar haideți să ne luăm așa pe rând, să vedem ce se întâmplă. Prima aș vrea să ne oprim la bănci. Băncile comerciale. De ce cauză? Băncile comerciale sunt instituțiile cele mai abilitate și cele mai cunoscătoare a tot ce înseamnă finanțe, investiții, riscuri financiare. Nu există niciun motiv legal prin care statul trebuia să le ofere garanții la depozitele date. Dacă ne uităm atent în graficul pe care îl avem noi, atunci vom observa că, de fapt, la acea perioadă, toate datoriile care erau de trei tipuri. Datoriile față de persoane fizice, 2. Datorii față de persoane juridice,
și trei obligații ale băncilor față de alte bănci comerciale. În octombrie, înainte de jaful propriu zis, toate obligațiile acestor trei bănci, Banca de Economie, Banca Socială și Unibank, erau de 20 de miliarde lei, dintre care față de persoane fizice 6,8 miliarde lei, vă rog să ne minți cifra aceasta, 6,8, față de persoane juridice 5,9 și față de băncile comerciale 7,2. Și într-o singură lună, exact în perioada când deja se știa și în sistemul bancar toată lumea știa că băncile acestea au probleme și va fi nevoie de intervenția statului, datoriile băncilor, obligația acestor bănci față de persoanele fizice rămâne schimbate 6,8 miliarde lei, față de persoane juridice neschimbate 5,8 miliarde lei, față de băncile comerciale cresc cu 6 miliarde lei până la 13,3 miliarde lei, în total acumulându-se 25,9 miliarde lei. De fapt, dacă ne uităm atent în graficul care îl prezint, vom vedea că obligațiile băncilor, Banca de Economie, Banca Socială și Unibank față de alte bănci, a crescut enorm în ultimele două luni de zile și am impresia că asistăm la un complot al sistemului bancar contra cetățenilor Republicii Moldova. Întrebarea este una simplă. Au știut sau nu știut băncile comerciale ce se întâmplă și cu bună credință au luat decizii sau nu au luat-o și acum întrebarea fundamentală la care trebuie să răspundă actualul guvern. Dacă un pensionar, voi începe de departe, dacă un pensionar, o bătrânică sau un om cu anumite probleme sociale primește un ajutor social de 100, de 200 de lei, de 300 de lei, după aceasta se stabilește că ajutorul a fost dat ilegal sau el n-avea dreptul să primească acest ajutor, ce face statul? Deci dacă o persoană a primit un ajutor de 100 de lei și după aceasta statul depistează că persoana nu trebuia să primească ajutorul, ce face statul? Merge și îi cere ajutorul înapoi. Deci omul este obligat să întoarcă înapoi banii pe care el nu avea dreptul legitim să-i primească. Întrebarea mea este, băncile comerciale, atunci când plasau bani în Banca de Economie, Banca Socială și Unibank, ei știau ce fac? Ei știau unde operează, ei știau toate riscurile care le au. Banca Națională știa toate aceste riscuri. Întrebarea mai departe este, dacă un bătrânic primește 100 de lei și după aceea se demonstrează că banii aceștia i-a primit nu conform legii și că nu avea dreptul să primească, statul ia înapoi banii. Întrebarea mea este, dar dacă o bancă comercială a primit 1 miliard de lei și acum noi stabilim că acești bani au fost dat nu conform legii și conform legii nu avea dreptul să primească acești bani, întrebarea simplă este, statul trebuie să ceară înapoi banii. Deci tot ce trebuie de făcut acum, de văzut ce bănci comerciale au beneficiat de garanția care a oferit-o statul și trebuie de demonstrat că această garanție a fost dată, nici nu trebuie demonstrat, a fost dată ilegal, iar aceste bănci știau că de fapt primesc bani contrar legii, conducătorii băncii, toți știau, nu doar statul a dat bani ilegal, dar și cei care au beneficiat de acest ajutor știau că este un ajutor care nu corespunde legislației. Tot ce trebuie de făcut acum, de demonstrat că banii care au mers către băncile comerciale a fost dat ilegal, și aceste bănci au beneficiat de un ajutor ilegal și conform legii trebuie să întoarcă înapoi banii pe care au primit ilegal. În felul acesta noi scoatem de pe umeri cetățenilor noștri o sumă considerabilă, acum este foarte greu să estimeți care este suma finală care a mers în folosul unor bănci comerciale, dar cu certitudine organele de anchetă trebuie să stabilească, în primul rând trebuie să fie fixată, că ajutor oferit băncilor nu corespunde legislației, a fost dat în mod ilegal, în mod abuziv și aceste bănci cunoșteau de fapt că ele nu au dreptul la acest ajutor și din acest motiv banii trebuie întoși. Deci prima soluție care trebuie să o facă și care o propun autorităților nu este una simplă. Juridic îmi dau seama că va fi foarte greu, dar noi dacă continuăm să afirmăm că ajutorul oferit băncilor, care a fost un ajutor ilegal, nu există nici o normă legală care îți permite așa ceva. Dacă noi continuăm să afirmăm că lucrul acesta nu e nicio problemă, atunci noi acceptăm un act criminal, noi acceptăm prin inacțiunea noastră, noi tacit ne facem părtaș la acea acțiune criminală, deoarece acțiunea criminală, finalitatea ei, jaful se va termina în 2041 după ce noi vom achita toți banii. Toate guvernele de acum și din viitor care vor accepta tacit să achite banii, înseamnă că ei acceptă tacit
injustiția și crima care a avut loc în 2014. Despre aceasta trebuie să vorbim. Deci prima problemă care trebuie rezolvată este problema datoriilor față de băncile comerciale, care încă o dată, vreau să repet, a fost date, în opinia mea, absolut ilegal și din acest motiv, dacă statul nu se rușinează să meargă la o bătrânică, să-i solicite înapoi 100 de lei care nu au fost primiți după, când n-au fost primiți conform legii, atunci statul nu trebuie să rușineze să meargă de la bănci și solicite înapoi 1-2 miliarde de lei, bani care au fost dat nu conform legii. Al doilea parte care ar vrea să mă opresc sunt persoanele fizice. Ori, noi de fapt am vorbit că persoanele fizice sunt acei care primesc, care erau și scopul protecției noastre. Este aici un lucru foarte interesant. Legislația prevedea foarte clar cine sunt persoanele fizice protejate. Și aici am niște bănuieli rezonabile că s-a evitat implicarea fondului de garantare a depozitelor, deoarece cele mai mari depozite, pe de o parte, nu erau legitime, eligibile, din simplu motiv că sumele erau mari. Și chiar dacă măream plafonul, ele nu erau eligibile din simplu motiv că aceste persoane, chiar și conform legii, nu trebuiau să primească bani. Acum și-a voi detala. Uitați-vă atent la grafic. Dacă nu uităm atent la acea vreme, datoriile față de persoanele fizice erau de 6,8. Încerc scuze că rotunjesc cifrele. Nu e exact 6,8, de rotunjesc ca să ne fie mai clar, să nu complicăm cetățenii cu cifrele. 6,8 miliarde lei. Și aici se începe toată șmecheria. La acea vreme, statul oferea garanții doar pentru 6.000 de lei. Dacă vă uitați atent în grafic, 96,5% din depuneri, 96,5% din depuneri, sau 2.305.000 conturi, deci 2.300.000, nu spun persoane, deoarece o persoană putea avea câteva conturi, dar 2.300.000 de conturi, depunerile care le aveau ei până la 6.000 de lei, era de 280 de milioane de lei. Deci 280 de milioane de lei erau banii necesari și suficienți în fondul de garantare a depozitelor, care banii aceștia puteau fi întors. Haideți să admitem că statul, în mărinimia lui, în generozitatea lui, putea spune în felul următor: bine, deoarece este o situație de criză, noi garantăm până la 100 de mii de lei. Dacă luăm garanțiile până la 100 de mii de lei, atunci vom constata că persoanele care aveau mai mult de 6.000 de lei și până la 100.000 de lei erau doar 75.000 sau 76.000 de persoane, doar 76.000 de persoane, și ei dețineau în total 2 miliarde și 100 de milioane. Deci, vedeți, 95% sau 96% din populație dețineau 280 de milioane și 4% sau 3% din populație deținea 2 miliarde. Deci 3%, 2 miliarde. Admitem că îi ajutăm și pe aceștia, deci până la 100 de mii, deci în total avem de alocat 2 miliarde și jumătate de lei. De fapt, subiectul discuției noastre de astăzi este că banii sau depozitele persoanelor fizice trebuia de dat la fondul de garantare de depozitul cu toate obligațiile băncilor comerciale și acest fond trebuia, și încă și nu uite ziua astăzi, să întoarcă banii până la 100 de mii. Restul, 9.000 de conturi. Când spun 9.000 de conturi, bănuiesc că numărul de persoane este cu mult mai mic, deoarece o persoană cred că avea 2-3 conturi, aveau sume mai mari de 100 de mii de lei și în total aveau 4 miliarde jumătate de lei. De fapt, 65% din toți banii, din banii care noi am dat, e vorba de câteva mii de persoane. Și aici fiți atenți. Legea privind garantarea depozitelor spune foarte clar. Nu poate beneficia de garantarea depozitelor persoanele care lucrează în bănci, rudele lor de primul și a doilea rang. Presupunerea mea și bănuiala mea rezonabilă este că majoritatea acestor conturi sunt oameni care erau afiliați băncilor și care, de fapt, conform legii, nu au dreptul să beneficieze de ajutor. Cine a făcut investigații? S-a dat răspuns la această întrebare. Este legea privind garantarea depozitelor, este lista de persoane eligibile. Și vreau să vă asigur că în cea mai mare parte noi vorbim de persoane care nici nu aveau dreptul să beneficieze de garanții. Soluția fiind în felul următor. Acești bani trebuie să meargă din fondul de garantare a depozitelor. Haideți să ne întoarcem acum la fondul de garantare a depozitelor care nu a fost utilizat până în ziua de astăzi. Uitați-vă la, în primul rând, vreau să mă opresc la plafonarea depozitelor. Dacă vă uitați foarte atent,
Noi am avut, garantarea, suma garantată. Deci, în 2004, când a fost introdus fondul, suma garantată era de 4.500 de lei. La acea vreme era o sumă care se considera un acceptabil. Doar în 2009 a fost majorat până la 6.000 de lei, o majorare neesențială, și apoi doar peste 10 ani de zile, după ce am avut și jafă bancară, a fost majorat la 20.000 și acum este 50.000. În 2014, dacă era să majorăm la 100.000 suma care o dăm, atunci băncile comerciale, deja din plățile lor lunare, era suficient împreună cu cei 2,6 miliarde lei, să nu uităm că s-au recuperat 2,6 miliarde lei, era suficient să întoarci absolut la toate persoanele cât 100.000 de lei. Eu sunt sigur că din cei care ne ascultă pe noi, 99,99% nu au depozite mai mult de 100.000 de lei în bănci și nu cunosc prieteni sau rude care au depozite mai mult de 100.000 de lei în bănci. Deci banii pe care au acumulat până în ziua de astăzi guvernul, plus banii care sunt în fondul de garantare, plus majorarea garanției până la 100.000, dacă era făcută la vreme și nu în prezent, ne permitea din fondul de garantare să întoarcem persoanelor fizice cele 100.000 de lei, iar restul banilor să fie întorși odată cu recuperarea banilor. Ei să rămână pe conturile fondului de garantare a depozitelor, să fie scoși de pe sistemul bancar, să fie recuperat odată cu posibilitatea de recuperare. Haideți să ne uităm ce se întâmplă cu fondul de garantare. Dumneavoastră veți rămâne șocat când veți auzi câți oameni din Banca Economiei, Banca Socială sau Unibanca au apelat ca să primească banii din fondul de garantare. Deci dacă ne uităm la fondul de garantare, la ziua de astăzi, fondul de garantare a depozitelor, în graficul următor, observați, a achitat în total 50,2 milioane de lei. Dintre care, cea mai mare sumă a fost pentru Invest Privat Bank, 48 de milioane de lei, și apoi Universal Bank, 2,3 milioane de lei. Și acum atenție! Știți câți oameni de la Banca de Economie au apelat ca să primească bani de la Fondul de Garantare a Depozitelor? 9 persoane. 9 persoane din 2 milioane și 300 de mii de oameni care aveau bani în bănci. Doar 9 persoane de la Banca de Economie și 20 de persoane de la Banca Socială au apelat la Fondul de Garantare a Depozitelor și au primit un total în ziua de astăzi 36 plus 93 de mii, 130 de mii de lei. Deci, 29 de persoane din 2 milioane și jumătate au apelat la fondul de garantare. Restul pentru ce să apeleze dacă achităm noi moldovenii, dacă achităm noi. Deci tot ce avem de făcut este că banii din garanția de stat trebuie să transformată într-o obligațiune a fondului de garantare a depozitelor, unde acolo se duc și conturile persoanelor fizice și unde se duc și obligațiile care sunt ale băncii. Și încă o dată repet, banii care au venit deja sunt suficienți ca să achităm. Haideți să ne uităm cum a lucrat fondul până la ziua de astăzi. Dacă ne uităm atent la fondul de garantare a depozitelor, noi n-am discutat niciodată despre aceasta. Eu îmi asum acum o obligație publică într-un viitor apropiat să realizez o emisiune și pe acest subiect pe fondul de garantare a depozitelor, din simplu motiv că, în opinia mea, acest fond, pine drept este uitat, pine drept este dat la o parte, dar el, în principiu, dacă vă uitați foarte atent, din 2004, când a fost creat, până în 2020, el a reușit să acumuleze de la bănci 462 de milioane de lei. După aceasta, deoarece el banii aceștia îi utilizează, nu îi lasă morți pe conturi, dar îi investește, a reușit să câștige 260 de milioane de lei din investiții. Apropo, rata de eficiență sau eficiența activelor acestui fond sunt deseori mai mari ca rata inflației. Altfel spus, banii în acest fond nu sper, dar vreau să aduc aici un compliment conducerii fondului. Ei plasează reușit. Și banii aceștia aduc și profit, deci în prezent noi avem 752 de milioane, aproape 753 de milioane de lei din fondul de garantare de depozitelor, dintre care au fost plătite până la ziua de astăzi 50 de milioane de lei și avem 702 milioane de lei, în prezent avem bani pe conturile acestui fond. În condițiile în care până de mult garantarea era doar de 6.000 de lei. Dacă noi ridicam garantarea cel puțin la 50.000 de lei în 2014 sau chiar la 100.000 de lei, deoarece băncile trebuiau să suporte povara aceasta, nu este corect ca băncile care înregistrează profit de miliarde de lei, pentru care s-a creat acest fond de garantare, să stea la o parte și noi cetățenii să achităm pentru profitul pe care ei îl obțin. Nu este etic, nu este moral, nu este corect.
La ziua de astăzi, fondul acesta are 700 de milioane de lei, ar fi avut cel puțin 1,5 miliarde, poate chiar și mai mult, dacă noi ridicam plafonul încă mai de mult și în felul acesta noi scoteam povară pe cetățeni. Și ultimul, persoanelor juridice. Da, persoanelor juridice, banii care sunt sub formă de depozite la vedere, aici este mai complicat, nu vreau asta să mă expun. Dar cine a spus că depozite la termen, care sunt o investiție a persoanelor juridice, trebuiau garantate? Deci persoana juridică care depune depozite la termen, el știe precis că depune în scopul de a obține profit cu riscurile de rigoare. Și acolo avem cel puțin 1,3 miliarde de lei. Scurt pe doi. Provocarea care o are guvernul la ziua de astăzi sunt următoarele. De văzut în ce măsură putem demonstra că banii care au primit băncile comerciale din garanție de stat au fost date ilegal, contrar legislației, și acești bani trebuie recuperați înapoi. De la băncile comerciale scoatem povară de pe cetățeni. 2. Depozitele persoanelor fizice trebuie să fie date în gestiunea fondului de garantare a depozitelor. Acest fond trebuie să-și ia toate obligațiunile acestor depozite și să conform legii. Să întoarcă doar celor persoane care sunt legibile pentru a primi banii. Nici o persoană rudă, afiliată, apropiată conducerii băncilor nu au dreptul să primească banii, așa spune legea. Nu s-a făcut acest audit și cu certitudine noi vom înregistra sute de cazuri penale în cazul dat dacă s-a dat ilegal acest lucru. S-a vorbit despre filtre, cu certitudine n-au fost aplicate aceste filtre. Fondul de garantare depozitelor are toate instrumentele necesare ca el să gestioneze banii, de ce banii persoanelor fizice din pe datoria de stat trebuie transformată în obligațiile fondului de garantare depozitelor, cu majorarea sumei de garantare până la 100.000 de lei, cu transmiterea în fond a tot ce înseamnă gestiunea. Să verifice persoanele care au dreptul să primească banii, persoanele care au sunt banii, trebuie să apeleze la fond până la 100.000 de lei, cred că suma corectă este, până la 100.000 de lei, oamenii să primească automat banii în conformitate cu prevederile legale, mai mult de 100.000 de lei, oamenii să primească până la 100.000 de lei în conformitate cu prevederile legale, mai mult de 100.000 de lei în conformitate cu acumulările făcute în fond. În felul acesta, noi trebuie să scoatem din povara care o avem asupra sistemului nostru finanțelor publice. Încă o dată, repet, până la ziua de astăzi, noi am achitat deja 4,1 miliarde lei, mai avem de achitat 20 de miliarde lei și dacă achităm acești bani, înseamnă că noi recunoaștem crima care a fost făcută, noi acceptăm crima care a fost făcută și noi ne asociem la crima care a fost făcută. Aceasta este, de fapt, provocarea guvernului. Ei vor accepta să joace cum au jucat criminalii sau nu vor accepta. Dacă nu vor accepta, trebuie să răspundă la întrebările acestea. Ce facem cu datoriile față de bănci care au fost întoarse banii ilegal? Ce facem cu persoanele fizice care li s-a întors în cea mai mare parte în non-conformitate cu legislația? Și ce facem cu persoanele juridice? Dacă nu răspundem la aceste întrebări, atunci, în loc să achite cei care și-au asumat riscul, vom achita noi cetățenii, iar băncii doar vor încasa profitul. Deci pierderile achităm noi, profitul iau ei. După mine nu este nici etic, nici moral, nici corect acest lucru. Vă mulțumesc, până data viitoare!